Acesta este noul Audi Q8 e-tron. Iar dacă numele vă pare ciudat, aveți dreptate, pentru că în gama Q8 până acum nu a existat niciun model complet electric. Dar iată că odată cu facelift-ul lui Audi e-tron, compania germană a decis să-l includă în gama SUV-ului de lux. Iar astăzi vom vorbi despre ce s-a schimbat pe noua versiune. Cei mai familiarizați cu brandul german au observat deja că pe partea de design nu s-au schimbat foarte multe lucruri. Vorbim de o restilizare subtilă a grilei frontale și de un nou logo Audi, acum în formă 2D, care este în ton cu vremurile. În rest, designul a rămas la fel, farurile arată exact la fel, iar bara din față poate fi un pic mai agresivă dacă mergi pe echipările S-Line. Audi e-tron vine în continuare cu două prize de încărcare, una pe fiecare parte, ambele accesibile electric. Modelul de față poartă jantele de 20 de inci, care sunt și cea mai mică dimensiune pe care poți să o cumperi pe un e-tron, și în spatele celor din față vei observa etriere roșii. Cu o lungime de aproape 5 metri și un amplasament de aproape 3 metri, Audi Q8 e-tron este o mașină extrem de încăpătoare, așa cum vom vedea atunci când ne vom urca la bordul ei. Însă în persoană ea pare un pic mai mică decât te-ai aștepta, mai ales comparativ cu fratele termic Q8, deși sunt construite pe aceeași platformă MLB. Nici în spate nu s-au operat foarte multe schimbări, vorbim de aceeași bară luminoasă aici, pentru că știm deja, Audi se pricepe foarte bine pe partea de lumini. Vorbim de schimbarea logo-ului iarăși, și precum și de atașarea siglei Q8 aici pe haion. Și pentru a nu uita că vorbim de o mașină complet electrică, avem și inscripția e-tron aici. Portbagajul acționabil electric are o capacitate de 591 de litri și, spre deosebire de modelul Q8 convențional cu suspensie pe aer, nu poți să cobori garda la sola mașinii pentru a încărca mai ușor bagajele, dar din fericire nu ai nici o buză foarte înaltă aici care să te încurce atunci când vrei să faci acest lucru. La interior schimbările sunt și mai mici, aproape spre zero. Pe parte de design cel puțin, noul Q8 e-tron arată exact la fel ca vechiul e-tron. Singurele schimbări care s-au operat sunt la nivel de materiale, pentru că acum pe e-tron ai mai multe materiale reciclate în compoziția interiorului. Se folosește plastic reciclat, peturi adunate din oceane, inclusiv pentru această tapiserie Dinamica. Pentru necunoscători poate părea Alcantara, dar ea are în compoziția sa fibre de plastic din sticle PET reciclate. Așa cum vă spuneam, la exterior este spațiu destul în interior pentru persoane de toate dimensiunile și acum scaunul este dat ceva mai în spate decât în mod normal, pentru că mașina are și funcție de acces confort. Și o persoană de 1,84 poate sta lejer aici în spate, nu avem probleme nici cu spațiul la cap, nici cu spațiul la picioare. Planșa de bord este și ea neschimbată, vorbim de aceeași interfață MMI cu care ne-au obișnuit Audi în ultimii ani, care funcționează foarte bine și este foarte simplă și bine încadrată în linia generală a bordului. Jos aici, pentru că vorbim de un model Q8, avem ecranul pentru funcțiile de climatizare și alte funcții ale mașinii, care funcționează foarte bine, răspunde foarte bine la atingeri. Aici jos mai avem butoane pentru diferite funcții ale modelului și schimbătorul de viteze, care zici că e o manșă de avion. În consola centrală avem multe spații de depozitare. Aici poți acoperi cele două suporturi de pahare. Aici e un spațiu de încărcare pentru telefon cu plită wireless, o brichetă, mă rog, priză în cazul acesta, pentru că mașina nu are pachetul de fumători. Materialele de pe bord sunt moi, ceea ce îi oferă mașinii un caracter premium, iar aici pe bord avem inscripția e-tron, care se aprinde noaptea grație iluminării ambientale. În spatele volanului avem tot un instrumentar de bord digital cu care ne-am obișnuit deja, care poate fi configurat să afișeze informația în mai multe feluri și, bineînțeles, poți să alegi tu exact ce să fie afișat în partea de mijloc. Pe parte tehnică, Audi Q8 e-tron este disponibil cam cu aceleași motorizări ca înainte, numai că numele acestora s-a modificat. Noi aici vorbim de versiunea de bază, Q8 e-tron 54, care vine cu două motoare electrice, unul pe fiecare punte, cu un total de până la 340 de cai putere și 664 Nm cuplu. Cu aceste specificații, modelul de față, în ciuda faptului că
are o greutate de 2,6 tone, poate accelera de la 0 la 100 de km pe oră în 6 secunde și atinge o viteză maximă de 200 de km pe oră. Autonomia anunțată cu ajutorul bateriei de 89 de kWh utili poziționată în podea este de până la 490 de km, iar prețurile încep în România de la aproximativ 74.000 de euro, modelul de față având însă o etichetă de 101.000 euro.